Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața, domnilor! Salut! Te salutăm! Bănel Nicoliță, Andrei Vochin și... Da, i-am văzut, îi salut! Dănuț Lupu alături de noi aici în studio. Pe Bigu, l-am văzut și pe Bigu. L-ai văzut și pe Bigu. Pe Bigu. Bigu sau Bigu? Bigu, Bigu. Bigu, Bigu, Bigu. Sună mai ok. Îl salut! Te bună, să el știe foarte bine că mi-a fost drag tot timpul, da. Așa că mă bucur că îl văd în altă poziție. E cu noi! E cu noi, asta e important. Da, bravo! Nu-i mai aduc aminte că sper să fie da. Ceva urât. Sorin, Craiova pierde acasă cu CFR Cluj, se aprinde lupta la locul 2. Cum ai văzut tu meciul? Cum ți se pare rezultatul? Și bineînțeles, ce vezi pe mai departe în această luptă pentru Europa, pentru oltenii tăi? Pentru noi, eu știu, și noi, obiectivul nostru acum în ultimul timp este locul 2. E clar că și ne l-am anunțat de mai mult timp. Am avut posibilități mari să-l consolidăm, dar din păcate am dat cu piciorul la niște situații foarte bune și în special pe meciuri de casă, pe meciuri pe teren propriu. Da. Și mă refer la partida și la, nu numai la partida de aseară, mă refer și la partida cu Farul. De fapt, este un rezultat atunci când am pierdut cu Farul, i-am băgat practic în joc. Noi suntem cei care reactivăm adversarii. Așa a fost și cu Farul, așa facem acum și cu CFR. Că practic le-am dat așa apă vie după înfrângerea asta care au suportat-o la cu 5-1 sau eu știu cu Farul. I-ați deci, adus și pe ei alături de voi în lupta pentru Europa. Da, deci noi suntem o mama bună care îi ajutăm și ne facem, cum să spun, obiectivul ăsta din ce în ce mai greu. Probabil că la noi e obișnuință, știu, și când realizăm ceva să realizăm așa cu mai multă suferință. Cum am văzut jocul, o primă repriză ternă, spun, nici unii, nici alții, nici... cum să spun, nici noi, nici CFR-ul nu... parcă am intrat în teren cu gândul de a nu pierde partida, în niciun caz cu gândul de a câștiga, pentru că au fost foarte puține acțiuni așa de care să pericliteze poarta și la noi și la ei. Singur, acțiunea noastră cea mai periculoasă, dacă vă aduceți aminte, a fost dintr-o degajare. S-a iscat atunci pe degajarea lui Popescu cu Marcovici și Huri până la... Sau, da, mi se pare că Huri până la urmă a șutat Marcovici și a respins Sava. Repriza a doua a început altfel, a fost mult mai activă și din păcate cei care au fost mult mai activi și până la urmă și eficienți au fost cei din Cluj, CFR Cluj. Au avut niște situații bune acolo la început. Practic noi am pus presiune mare pe ei atunci când când a fost după 1-0. După ce au dat atunci, gol. După ce au dat gol. Am avut și noi situații foarte bune prin Crețu, prin și în special ultima aceea la 1-0 a lui Soiri, dar v-am spus au reușit să puncteze la o fază în care mingea a rămas cu puțin noroc, dacă vă întreb. Sigur, ei au încercat o pasă în adâncime, dar din contactul sau din bârligea, l-a lovit pe bârligea. Bârligea l-a lovit în spate, adică nu este o preluare din asta de pe care ai vrut să o faci cel mai mult, a vrut să îl blocheze pe Zaicov. Dar în orice caz, cum s-a judecat faza respectivă, demn așa de multă naivitate, pentru că am văzut jucători statici la faza respectivă, n-au jucat până la sfârșit acel moment defensiv și mă refer și la Crețu și la Badeli și în același timp chiar și la Zaicov, care l-a lăsat foarte ușor
să întoarcă balonul de acolo un adversar pentru venirea lui Bărligea. Cu puțină atenție ar fi fost evitată acea situație, acel gol, să spunem, pentru că, de ce să nu recunoaștem, în repriza a doua CFR-ul a avut niște ocazii parcă mai clare decât ale noastre, decât ceea ce am oferit noi. Sigur, la noi parcă vorba aceea, și-au dorit mai mult victoria CFR-ul. Nu pot să spun că nu, cea nostru nu. Da, bine, e un clișeu, pentru că nici nu pot să spui că pe noi nu ne-ar fi interesat victoria sau n-ar fi vrut. Dar inspirația noastră a fost deficitare, pentru că așa, dacă stai și te gândești, mie mi-a plăcut așa de la noi, care atitudinea care a avut-o și prezența în joc a Luhurii a fost mai prezent decât toți ceilalți jucători. Uneori Bayram a avut câteva situații așa, dar nu a fost decisiv Marković în prima repriză, în unele momente. Apoi a fost, mi-aduc aminte de o situație foarte bună care au avut-o în repriza a doua, acolo cu, când Bayram, în loc să-l joace pe Marković, care venea cu fața lui, că el a preferat un călcâi din ăsta spectaculos și ineficient. Da, exact. Da. Ce pot să spun e că ce am văzut în timpul jocului, o echipă matură, s-au dat, bine, având în vedere niște rezultate care l-au făcut, ba că pierzi la Corvinu, ba că pierzi 5-1, ba că când bați la Rapid, când s-a, totuși maturitatea unor jucători aseară, și a spus cuvântul, și a spune aici pe Tahidis și cu Muhar, care din punctul meu de vedere au fost cheia conducerii jocului de către CFR. Adică au dominat axul central, au și blocat foarte bine acolo toți axul central. Mi-au că aminte, nu știu dacă am avut vreun șut din afara careului de 16 metri. Au fost niște situații pe care am vrut să ne le creăm și să încercăm șutul, dar de fiecare dată au venit și au blocat foarte bine. Deci vă spun, axul central mi s-a părut dominant așa la CFR față de noi, și au câștigat lupta cu ceea ce am avut noi acolo în zona centrală, să zic, Crețu și cu Anzor. Chiar și Diac a fost ok, să știi, Sorin. Da, a apărut mult, a avut multe acțiuni. Mi-aduc aminte că repriza a doua a fost cel care a ratat ocazia aia mare pe o pasă din asta. Tot al lui Taxidis, exact. Da, al lui Taxidis, bravo, asta. Spuneam o profunzime dată așa cu calitate de Taxidis. Da, scuze-mă, apropo de fazele astea și de acea zonă de teren, cum ți s-a părut bancul? Pentru că au fost 2, 3, 4 faze în care pur și simplu era spectator la ce se întâmpla la el în care au acolo. Dacă te uiți, acțiunile lor periculoase și finalizate cam între bancul și de acolo au venit. Și bancul și Badeli. Și Badeli, mi s-a părut Badeli cam neinspirat, lent. Și el și Zaikov blocați de foarte multe ori în duelurile care le-au avut cu adversarii. I-a blocat foarte, foarte ușor. Așa, dacă îmi permiți un termen, cu puțină șmecherie atacanților sau a jucătorilor respectivi, și au cedat foarte ușor lupta. Pentru că nu știu dacă urmăriți faza când s-a dat golul sau o aveți acolo și puteți să o vedeți. Dom'le, pe mine mă deranjează foarte mult, ți-am spus, atitudinea în special a lui Badeli și a lui Lucrețu la faza asta, când sunt lucruri, cum să zic, specifice, caracteristice pentru atunci când explici o fază defensivă, când, dom'le, o joci până se elimină pericolul. Ori pericolul nu era în niciun caz eliminat. El era mingea în careu de 16, aproape de bara porții tale, chiar dacă era într-o poziție de asta de laterală. Dar să te prindă în halul ăla static doi jucători, mi se pare prea mult așa ca să A ajuns omosul de Taxidis în tușă, incredibil acolo. Da. Da. Dar apropo de Bancu și de o fază anterioară, spune-mi și mie dacă ți-amintești acea fază cu Mogoș,
în care este găsit singur în careu și o ia și o preia acolo, și dă peste. Bancu pur și simplu rămâne pe loc. Nu e vina lui Bancu acolo, zic că lui ăsta l-a părăsit, cum îl cheamă? Huri. Huri. Da. Huri, pentru că Huri este cu el în zona... Dom'le, sunt niște reguli simple. În momentul în care ești în 20... Hai să nu vorbim de treimea proprie, că totuși e totuși o suprafață. Bă, dar când ești la 16 metri în zonă de... În momentul în care ești cu un adversar, nu-l mai părăsești. Tu nu-l mai părăsești pe jucătorul ăsta. Dar exact cum a fost și situația asta cu, ți-am spus, cu Bârligea. Păi din moment ce Bârligea e într-un duel cu lat, vii tu după aia la un dublaj. Așa cum Zaikov îți face ție dublaj Badeli pe faza respectivă, pentru că a construit în spatele tău și că în primă fază Bârligea pleacă cu Badeli și are lupta cu Zaikov. După aia vii tu și îl dublezi. Așa cum el te-a dublat pe tine, dublezi și tu. Indiferent că dublajul se face din toate părțile și din interior spre exterior, dar și din exterior spre interior. Și tu trebuie, ai obligația acest lucru, mai ales că ești un fundaș, ești defensiv, ești trebuie să asiguri această siguranță, să faci această siguranță a porții. Spuneai de fundași centrali de Zaikov și Badeli, te-aș întreba ce altceva nu ți-a mai plăcut la Craiova seara? Ți-am spus aici, nu mi-a plăcut. Și cum ți s-a părut Ivan la al doilea meci cu Gâlcă? Și asta aș vrea să comentez. Mie ți-am spus, dacă mi-a displăcut ceva, e faptul că ori n-au judecat foarte bine acest, sau ori au știut de situația asta, dar totuși n-au putut să-i facă față. Sau poate așa cum am spus înainte, n-au luat-o în calcul. Pentru că ei au fost dominați pe axul central de acest joc. Sunt doi jucători cu calitate, jucători cu forță, pentru că vreau să spun, am văzut și situațiile cum a început meciul, să știi, parcă au vrut să-și marcheze teritoriul, au venit cu niște faulturi din ăștia dure și sigur și acceptate într-un fel de Kovac. Arbitru de Kovac. Nu în ideea că, vezi, doamne, ar fi trebuit să ia nu știu ce măsuri, dar ți-am spus, s-a văzut tendința lor de a se impune, de a arăta, știi, domne, cam cine este stăpân și că vrem să stăpânim această zonă a terenului. Pe urmă, ce m-ai întrebat iară cu Ivan, nu știu, modest, n-a fost ceea ce am așteptat. De fapt, noi, după partida asta de la Sepsi, am fi așteptat o altă fel de exprimare a echipei, un alt fel de, nu neapărat numai un, să nu mai vorbim de un alt, să fie un rezultat.